Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu și Mântuitorul meu prea iubit, îți adresez această rugăciune cu inima plină de recunoștință și umilință, căci Tu ești, iubite voi, Doamne, virtutea mea. În Tine găsesc întărirea mea, scăparea mea și izbăvitorul meu în toate împrejurările vieții mele. Dumnezeul meu, ajutorul meu, mă încred în Tine și îmi pun nădejdea spre dânsul. Ești apărătorul meu și puterea mântuirii mele, sprijinitorul meu în timpul ispitelor și necazurilor. Lăudându-Te, Doamne, chem în ajutorul meu numele Tău sfânt și de vrăjmașii mei mă izbăvesc. În viforul durerilor morții și al apelor întunecate ale fără de legii, mă întorc către Tine, căci Tu ești lumina și nădejdea mea unică. Când mă necăjeau ispitele și greutățile vieții, am strigat către Tine, iar glasul meu a fost auzit din locașul Tău sfânt. Pământul s-a cutremurat în fața mâniei Tale, iar cerurile au părăsit locul lor în fața slavei Tale. În ziua necazului meu, Tu, Doamne, ai fost întărirea mea și m-ai scos la loc larg, izbăvindu-mă din lanțurile morții. Îți mulțumesc pentru că, în dreptatea Ta, mă ajuți și mă ocrotești. Cu recunoștință și smerenie, mă încred în judecățile Tale și mă rog să-mi fii aproape în fiecare pas al vieții mele, să-mi luminezi întunericul și să-mi fii scut în fața ispitelor. Își cer, Doamne, să-mi aperi picioarele de căderi, să-mi întărești mâinile în vreme de luptă și să-mi fii sprijin în fiecare încercare. Să-mi dai putere să urmez calea dreaptă și să fiu fără prihană înaintea Ta. Cu umilință și recunoștință mă încred în Tine, căci Tu ești Dumnezeul cel sfânt și Mântuitorul meu. Îți aduc laude și slavă, Doamne, în vecii vecilor. Amin.